story on my cell phone. We know when you need. Hei, eu sunt Andreea și am revenit cu un nou clip și lângă mine este Alexandra. Salut, prietena mea. Azi am decis ca să filmăm un clip cu life hack-urile și eu sunt foarte excited deoarece acesta este un clip care l-am vrut de foarte mult și mie personal îmi place mult cum am ieșit. Uitați să dați un like dacă vreți să vedeți un clip cu Alexandra, da? Și nu uitați să vă abonați, fiindcă numărul de abonați crește foarte repede și eu mă bucur de asta. Life hack-urile sunt destul de interesante, ca să spun așa, și Alexandra chiar le-a testat și ei a plăcut. Și vă las. Ok, deci pentru primul life hack constă ca părul vostru nu vă miroase atât de tare. Pe un pieptene vom da cu apă, nu știu, apă parfumată și ne vom pieptena părul, face minuni, credeți. Știați că voi agrafa o puneți diferit. Agrafa se pune cu partea aia mai ondulată la treilea life hack. Asta aveți o coadă mai bogată, tot de ce aveți nevoie, ca să aveți nevoie de două agrafe care vi le pune sub elastic, sub coadă și asta e cam. Al patrulea life hack constă în a pune pachetele de ceai care vă place în pantofi pentru a nu mirosi atât de urât, încă da, știu că e jenant. Încălcesc întotdeauna căștile, puteți apela la un clește în care să vi le pun. Astfel nu se vor mai încălci. Credeți-mă, eu folosesc acest life hack și merge tot. Dacă periuța nu vă stă în loc, la fel puteți apela la un clește și puteți vedea și în imagini. Eu nu folosesc acest life hack, însă dacă voi vreți. Știu că voi, fetele, aveți câte o ojă care are textură mai ciudată. Tot ce trebuie să faceți este să o puneți în frigider. Credeți-mă că v-a schimbat textura. Hei, voi, fetelor, știați că dacă vă pileți unghia dincolo încoace, vă veți rupe unghia? Trebuie doar într-o direcție, fiindcă așa va fi mult mai bine. Știu și eu, aveți elastice care niciodată nu stau drepte. Tot ce trebuie să faceți este să le udați și le puneți pe mână. Astfel vor lua forma mână. Nu e așa că odată când vroiați să ascultați muzică nu era destul de tare. Tot ce trebuie să faceți este să puneți telefonul într-un pahar și se va auzi cu mână. Cam acestea au fost toate life hack-urile și cam acestea a fost în general tot clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like pentru Alexandra. Like pentru Alexandra. Da, și noi ne vedem în următorul clip. Pa! Era, eu spun asta în bloopers. Alexandra, microfon. Nu. Și vă las să le vedeți.